Vin câteva zile foarte geroase și foarte mulți bucureșteni tremură deja numai la gândul că înghețul va face alte și alte conducte să crape, lăsându-i fără apă caldă și căldură în apartamente. Tot sub zodia înghețului stau și câteva proiecte importante de infrastructură ale capitalei. Dacă sunt bani pentru ele sau a reușit fosta administrație să ducă totul înspre niște găuri negre și ce șanse sunt să vedem repuse pe roate aceste proiecte și eventual inițiate altele, vedem imediat. Primarul general al capitalei, Nicușor Dan, alături de noi. Bună seara! Bună seara! Începem cu chestiunea vaccinării, domnule primar general, pentru că de mâine se dă startul acestei etape a doua, despre care noi am vorbit și în prima parte a emisiunii. Câte astfel de centre are Bucureștiul, câte funcționează, câte vor funcționa și de când? Da, în primul rând trebuie spus că noi suntem doar suport în această operațiune. Operațiunea este condusă de la nivel central, prin prefect, prin Ministerul Sănătății, prin DSP. Există un grup de lucru care a convocat cele 7 primării generale și de sector. Noi am contribuit, am avut în primă fază, am avut 5 spitale care au vaccinat medicii de la toate spitalele noastre și plus medici de familie care au fost repartizați de DSP. Chestiunea s-a încheiat, adică faza întâi s-a încheiat. Eram pregătiți pentru mâine să intrăm cu cele 3 din cele 5 spitale, Colțea, Colentina și Obregia, plus Circul. Între timp s-a schimbat azi puțin optica de la nivel central și nu mai intră, pentru moment nu mai intră decât centrele spitalicești, deci cele 3 spitale pe care le aveam. Ele au împreună 16 puncte de vaccinare, cu cele 2 de la Circ am fi avut 30, iar la nivelul capitalei ar fi fost undeva la 300. Acum, după modificarea asta, nu pot să vă spun câte din aceste spitale care erau organizate de primările de sector sunt în centre spitalicești. Aveți ce vă trebuie, că suntem în continuare în așteptarea acelei ordonanțe de urgență care trebuie să dirigeze banii spre administrațiile locale. Și încă, vedem, nu se întâmplă nimic, se tot evaluează criteriile prin care să fie trași acești bani. Da, este un dialog în curs. De ce e așa complicat? Băi, tot timpul când e vorba de bani e complicat, pentru că trebuie cineva să plătească și atunci e complicat. Din punctul nostru de vedere, pentru ce ni s-a solicitat și ce ne-am angajat, cel mai, fac o paranteză, cel mai simplu pentru noi ar fi fost să oferim Arena Națională, pentru că acolo e spațiu berechet, numai că nu am vrut să amenajăm acolo, suntem obligați pe 13 mai să predăm stadionul la UEFA pentru campionatul european și atunci n-am vrut să amenajăm acolo 3 luni ca după aceea să ne mutăm. Și de-aia am oferit Circul. Pentru Circ, oamenii noștri din primărie au amenajat totul fără niciun fel de cost. Adică avem o direcție de urbanism care a făcut proiectul, am găsit mobilier în alte locuri, le-am dus acolo, deci până în momentul ăsta nu avem niciun cost pe amenajarea punctelor de vaccinare de la Circ. Bun, dar vor fi alte costuri pentru alte centre și câte până la urmă vor fi în capitală? Ajungem la aceste 350, cam ăsta e maximum, înțeleg, de puncte la nivelul Bucureștiului. Da, să facem o diferență între centru și punct. Bun. De exemplu, la Circ o să avem la clădirea Circului, știți că este acel uriaș hol rotund, deci pe jurul sălii principale. Acolo noi avem două centre cu 14 puncte. Deci eu când am spus 300, am spus puncte, nu centre. Bun. Asta se va întâmpla la nivelul întregii capitale, între 300 și 350 de puncte. Da, pe care le organizează cele 7 primării generale și de sector. Bun. Azi, în ziua în care, iată, dă frigul și se instalează pentru câteva zile, ați făcut anunțul că ați ieșit la cumpărături. Nu, chiar. Primăria intenționează să cumpere Elcen. Da. Pe lanțul ăsta al producerii, distribuției energiei termice, e un punct foarte important. Explicați-ne puțin cum funcționează. Când vin tot felul întrebări despre a cumpăra și metrou și a-l aduce la capitală, de a se ocupa și primăria și de centura capitalei, hai să începem cu Elcenul. Da, bine, dacă am avea bani, n-aș zice nu, nici la metrou, nici la centura capitalei, dar pentru moment ele sunt gestionate bine de Ministerul Transporturilor și nu vreau să ne atingem de ele. În schimb, în ceea ce privește Elcen, aici există o
o oportunitate și este un deziderat pe care diverse administrații succesive l-au avut de a comasa Elcenul cu Radetul. Ce n-au înțeles ultimele administrații? Că nu poți să faci asta ignorând niște principii de piață. Deci noi vrem să preluăm Elcenul plătind valoarea lui. Asta este ce vrem să facem, nu vrem să facem alte deci artificii. Nu e o trecere prin lege sau prin ordonanță sau prin cine știe ce alte mijloace și în subordinea primăriei, e pur și simplu o cumpărare a activelor Elcen. Este o decizie a Curții Constituționale pronunțată în cazul portului Constanța, când primarul de atunci al Constanței vrea să preia portul Constanța la primărie și Curtea Constituțională a spus e un bun al statului român, nu se poate duce gratuit în patrimoniul unei unități administrativ-teritoriale. Așa este și cazul Elcen. Este, cum am spus, multă lume a vrut de-a lungul timpului să facă asta. Sunt avantaje de natură economică. E clar că dacă ai două structuri poți să comasezi departamente tehnice, contabile și așa mai departe. Este mai ales un câștig în ceea ce privește eficiența operațiunilor pe care le vom derula în continuare față de clientul final care este bucureșteanul. Pentru că așa cum este acum, Elcenul este o societate comercială care vrea să facă profit, poate să facă, ea câștigă și din curent electric și din căldura pe care o livrează către termoenergetica, a fostul Radet, și atunci nu totdeauna politica sa economică nu totdeauna e cea mai bună pentru bucureșteni. Asta îmi naște mie următoarea întrebare, dacă nu cumva ajunsă în aceeași mână a primăriei, politica asta economică nu o să fie una, eu știu, viciată sau trasă așa la nevoile administrației capitalei. Că parcă era un mecanism de control reciproc, să zicem așa, în momentul în care erau în doi poli diferiți. Ziceți că ar funcționa mai bine dacă ar fi toate ouăle în același coș? Da, așa au spus mulți specialiști, este soluția pe care au adoptat-o multe din orașele occidentale, adică, făcând parte din aceeași administrație, nu mai ai pe cine să dai vina sau să tragi la răspundere sau să emiți exigențe față de partea cealaltă, că ești tot du cu tine, cum ar veni. Și atunci mă gândesc, prin aceste două entități ne-am furat căciula mult timp, aruncând vina unii despre alții. Eu vreau să-mi asum întreaga responsabilitate pe sistemul de termie din București, asta înseamnă producție și distribuție. Are bani primăria în acest moment? Nici nu vă mai întreb dacă are acordul Consiliului General sau are acordul Ministerului Energiei, nu? Că de el ține. Ca să lămurim partea procedurală și după aceea vă răspund asta cu banii. Elcenul nu a ieșit încă din procedura de insolvență. În procedura de insolvență, creditorii Elcen, care așteaptă să-și primească banii pe care Elcen îi datorează, datorii pe care le-a făcut din cauza că primăria n-a plătit la Radet și Radet n-a plătit la ei, creditorii Elcen au fost de acord cu vânzarea acestor active și au oferit un drept de preemțiune primăriei capitale pe care trebuia să și-l exercite în termen de 6 luni de la data în care judecătorul a pronunțat, și aceste 6 luni expiră azi. Eu, în calitate de primar, am exprimat această opțiune ieri. În mod oficial, am exprimat această opțiune. Deci v-ați încadrat în termen din formal. Din acest moment începe un întreg ciclu procedural. E nevoie, evident, de acordul Consiliului General, e nevoie de acordul Ministerului Energiei, e nevoie de acordul Ministerului de Finanțe, e nevoie de acordul Consiliului Concurenței, ca să răspundă la întrebarea pe care v-ați spus-o, dacă nu cumva se dezechilibrează un mecanism de piață. În opinia mea, nu se dezechilibrează, pentru că sunt două afaceri cu totul diferite, adică nu este o cumulare de afaceri, un monopol. Sunt optimist că fiecare din aceste instituții vor reacționa favorabil și că undeva mai, cel mai optimist scenariu, iunie, o să avem acest sistem integrat centralizat de încălzire termică.
Bun, dar primăria înțeleg că va trebui să plătească și niște datorii istorice pe care le are, plus penalitățile aferente. Sunt două probleme aici. Iar mă întorc, de unde bani? Da, da, da. Sunt două probleme aici. Una sunt activele și una sunt datoriile pe care, datoriile, acele datorii istorice pe care firmele primăriei, că firma primăriei Radet le are către acest organ al Ministerului Energiei. Aceste două probleme trebuie separate, în sensul că noi vom prelua activele, da, pe care vom plăti prețul de piață. Prețul de piață a fost estimat în 2016 la undeva la 1 miliard de lei. Acum, pentru că s-au mai învechit și nu s-a făcut mare lucru pe ele, probabil că sunt puțin mai ieftine, și o condiție prin care, în momentul în care am exprimat acest acord, a fost să facem o evaluare la data de 31 decembrie 2020 a activelor LCN. Deci asta este o parte din probleme. Deci probabil că o să plătim undeva mai puțin de 1 miliard de lei, pe care creditorii au fost de acord ca ei să fie eșalonați pe mai mulți ani. Asta este o chestiune. Și după aceea rămân datoriile istorice. Datoriile istorice sunt undeva la 4 miliarde de lei, dar la fel creditorii au fost de acord la un anumit moment să plătim din aceste datorii doar 1 miliard de lei și aceste datorii să fie eșalonate. Deci după ce noi vom, după ce Termoenergetica va prelua LCN și va fi făcută această entitate tehnică, va rămâne această datorie istorică între Primăria Capitalei și Ministerul Energiei, fără să afecteze această nouă societate care va produce și de va care distribui. Primăria, bănuiesc, speră să fie scutită cât mai multă vreme, adică în virtutea prieteniei care acum leagă pe toată lumea din administrația Bucureștiului și guvern, să se mai amâne plata ei niște ani buni, probabil, nu? Îmi imaginez. Acum ați deschis un subiect care este foarte, foarte important și dureros în aceste zile, pentru că... Nu spuneți, visteria primăriei. Visteria primăriei, da. Bucureștiul are, pe acest moment o dificultate foarte mare și datoria curentă, adică cea care trebuie plătită azi, scoasă din buzunar și plătită, 2,5 miliarde lei. Am spus azi în conferința de presă, asta înseamnă cât podul peste Dunăre sau cât linia de metrou din drumul Taberei sau cât 10.000 de apartamente. Și bă, ăștia sunt bani pe care teoretic noi ar trebui să-i scoatem din buzunar azi și să-i plătim și pe care evident că nu... Diversilor creditori. Da, diversilor creditori din care și statul român, oameni care au prestat, au muncit, au consolidat și așa mai departe. Asta este situația la acest moment, care duce la blocaje, cum ar fi oprirea conturilor, care este, s-a întâmplat în luna august și nu s-a ridicat de atunci, și din cauza asta imposibilitatea de a face investiții. Faptul că nu continuăm lucrările în prelungirea Ghencea vine de aici. Nu putem să plătim nimic pe investiții. Pe de altă parte, Primăria Capitalei are o situație financiară pe termen mediu și lung foarte bună. Adică, în comparație cu mari orașe occidentale, ea este extrem de puțin îndatorată. Adică are aceste 2,5 miliarde de lei care sunt datorii curente și are doar cam 3 miliarde de lei datorii pe termen lung, ceea ce înseamnă extrem de puțin. Da. Și atunci... singura modalitate în care noi putem să ieșim din acest, cum să zic, rutină zilnică în care nu reușim să facem mare lucru, este să asumăm aceste datorii, să venim cu un buget realist, să ne rugăm de Ministerul de Finanțe nu să ne dea bani, ci să ne eșaloneze datoria pe care avem către ei, care e cumva la undeva la 1 miliard, să introducem datoriile curente în bugetul de anul viitor ca să le absorbim, și aici am avut și sper să mai avem încă îngăduința tuturor creditorilor, cum am spus, firme care au prestat, ne-au vândut și așa mai departe, și pe tot ce înseamnă investiții, tot cu ajutorul Ministerului de Finanțe, să ni se ridice pragul de îndatorare și astfel încât să ne putem îndatora mai mult pe termen mediu și lung. Cam asta este... Și mă întreb acum dacă și alte administrații din țară n-or cere același lucru, adică operăm cu niște principii în care, bun, înțelegem, sigur, sunt lucrări începute de infrastructură, ni le dorim cu toții terminate,
sau inițiate altele noi. E un principiu sănătos ăsta, rostogolitul datoriilor? Da, este un principiu care este folosit de state și de orașe peste tot în lume. Mai ales state și orașe din zonă care zone emergente economic, e util să facă tipul acesta de împrumuturi pentru a ajunge la nivelul la care sunt zonele dezvoltate. Da. Cum am ajuns în situația asta, domnule primar, de fapt? Printr-o politică economică total lipsită de realitate. Deci noi în 2016, Primăria Capitalei a încheiat anul 2016 cu excedent. Nici asta nu e bine. Înseamnă că primăria n-a fost în stare să-și cheltuiască banii pe care îi avea pentru diferite proiecte. Și oho, proiecte. Câte erau de făcut. Da, da, da. Ca și acum. Și după aceea s-au inventat companiile municipale, s-au inventat mari evenimente bombastice, iepuraș de Paște, târguri, concerte și toate astea au dus ca bugetul de venituri nu a fost estimat realist. În ultimii 2 ani a fost delir, noi știam că o să încasăm 4 miliarde de lei aproximativ în fiecare din anii ăștia, adică atât încasasem și atât era de așteptat că o să încasăm. Și bugetul prevedea 7 miliarde și jumătate bani pe care evident că nu aveau de unde. Fostul primar Firea spunea mereu că un oraș de talia Bucureștiului are nevoie de mult mai mult. Vorbea parcă de 12 miliarde, dacă nu mă înșel, la un moment dat. Ce să facă cu 4? Da, oricâți bani i s-ar fi dat, n-ar fost mulțumită, dar nici n-a făcut nimic mari lucrări de infrastructură. Deci banii s-au dus pe tot felul de prostii și nu s-au dus pentru rezolvarea problemelor fundamentale pe care orașul le are, termia, traficul și, foarte important, mediul. Da? Pentru că aici avem din nou o mare urgență, avem proceduri de infringement deschise împotriva României pe poluarea aerului, în special din București, asta s-ar putea să ne coste 10.000 de euro pe zi, dacă comisia merge mai departe. Bun, spuneam ceva mai devreme că sunt înghețate mai multe proiecte, sunt înghețate la propriu, adică vezi așa zăpada asta cât a fost pusă pe ele și nimeni lucrând de săptămâni în șir. Da. Mă refer la pasajul doamna Ghica, de exemplu, la prelungirea Ghencea, la lărgire, la parcarea de la capătul șoselei Pantelimon, nu, cea care ar trebui să deservească pe cei veniți din afara orașului să-și lase acolo mașinile și să continue cu mijloacele de transport în comun. Lucrurile astea n-au făcut decât să creeze haos lăsate în felul ăsta și întrebarea e cât ne mai uităm, de exemplu, la aglomerația infernală din Colentina generată de ce se întâmplă în doamna Ghica. E momentul la care acest plan de redresare pe care vi l-am schițat poate să fie, să primească girul Ministerului Finanțelor și implicit al Guvernului, este momentul adoptării bugetului național. Pentru că în momentul acela se fac... Undeva în prima jumătate a lui februarie, sperăm. Guvernul, din câte am reținut, încearcă să vină cu proiectul de buget până la sfârșitul acestei luni. Deci mai avea 2 săptămâni până atunci. În timpul ăsta noi singuri ne facem proiectul nostru de buget, începând de, și aici o noutate în cum vom proceda, vom respecta legea pe scurt, în sensul că vom începe de săptămâna viitoare să facem audiere ale directorilor pe care o să le facem împreună cu ONG-urile care sunt interesate de activitatea primăriei, ca să fie totul transparent. După aceea asta o să facem pe partea de cheltuieli curente pe care o să încercăm să le reducem și avem har Domnului de unde. După asta, săptămâna cealaltă, ne vom ocupa de investiții și aici este nevoie de un dialog cu primarii de sector pentru că tocmai din cauza acestor finanțări care au venit cumva imprevizibil și lipsei de coordonare între primăriile de sector, nu există nicio ordine între cine ce face și atunci e nevoie ca la început de an primarul general să întâlnească cu primarii de sector să-și împartă investițiile Apropo de asta, am auzit că dumneavoastră nu sunteți cel disponibil pentru întâlnirile astea, au reclamat cel puțin 2 primari de sector, cel de la 6, Ciucu, și cel de la 2, dacă nu mă înșel, Radu Mihaiu,
că încearcă să aibă un dialog cu dumneavoastră, probabil acesta instituțional de care vorbiți, și că el nu se produce. Bun. Am avut până acum două discuții cu primarii de sector împreună. Una a fost o discuție pe care am inițiat-o în urmă cu vreo 4 săptămâni, dacă nu mă înșel, și a privit partea financiară. Inclusiv am stabilit acolo că vom face o comisie comună care să stabilească nivelul de... să actualizeze nivelul de taxe la nivelul Bucureștiului, pentru că sunt zone care au evoluat și ultima oară când s-a făcut zonarea pe București a fost undeva în 2002-2004, deci asta a fost o primă întâlnire, și după aceea am avut o întâlnire cu care am promis că se va relua cu Ministrul Mediului, pentru că există acest pericol de infringement pe calitatea aerului. Și am stabilit împreună cu Ministrul Mediului că noi cei 7 primari ne vom întâlni odată la 2 săptămâni. Deci există acest dialog și acolo inclusiv am stabilit că vom face o... pe tot ce înseamnă monitorizarea poluării, vom pune fiecare dintre noi efective de la polițiile locale împreună cu Garda de Mediu, pentru că această activitate să fie cât mai consistentă. Pe ceea ce, în ceea ce privește planul de investiții, că asta este următorul lucru la care trebuie să colaborăm, e nevoie mai întâi să avem fiecare dintre noi o estimare a bugetelor pe care putem să ne bazăm pe 2021, și după aceea am spus, nu e loc pentru o discuție tot 7 odată, și trebuie să merg să mă întâlnesc cu fiecare dintre ei pe rând pentru a vedea cum împărțim investițiile. Cam asta. Deci este. Așteptați momentul bugetului de stat ca să vedem ce îi revine Bucureștiului, ce se întâmplă și cu acele reeșalonări de datorii, și în afară de cele 3 mari proiecte de care noi vorbeam, de infrastructură rutieră, să zicem, ce e pe listă cu prioritate, domnule primar general, în materie de investiții, presupunând că se deblochează povestea asta și că aveți niște bani și să vă apucați de ceva nou. Da, aici este... O să vă răspund la întrebare, dar răspunsul vizează ce se va întâmpla peste 2 sau 3 ani. Pentru că, din păcate, nu am găsit în Primăria Capitalei un portofoliu de proiecte care să fie gata să fie începute. Da? Deci noi trebuie să începem cu... Deci noi stăm în astea 3 de care vorbeam? Punct? Nu. Nu. Noi trebuie să începem pe fiecare din lucrurile pe care vrem să le facem, sunt lucruri mari pe care vrem să le facem. Trebuie să începem cu studii de fezabilitate, proiect, certificat de urbanist, achiziție și toate astea. Deci până când vom pune efectiv asfalt sau, în fine, elemente de construcție acolo, o să mai dureze. Deci lucrurile mari pe care vreau să le facem sunt în parteneriat cu Ministerul Transporturilor, acel metrou de suprafață pe infrastructura CFR. Ăsta este un lucru mare și pe care o să avem finanțare europeană. Vreau să facem sistemul de mari parcări la intrarea în oraș, 15. Vreau să facem semaforizare inteligentă. Vreau să facem benzi unice pentru autobuz, troleibuz. Vreau să refacem cei ultimii 50 de kilometri de rețea de tramvai care n-au mai fost făcuți în ultimii 25-30 de ani. Deci astea sunt pe ce înseamnă infrastructura rutieră, lucrurile cele mai importante. După aceea există, și aici este un parteneriat pe care l-am deschis cu Consiliul Județean Ilfov, există, o să avem, ministerul face asta, o să avem șosea de centură pe 4 benzi, autostradă de centură pe 4 benzi, dar este sarcina noastră să facem proiectele care să ducă, să facă ieșirile din București până în autostrada de centură. De exemplu, avem, toată lumea știe, uriașa aglomerație pe Iuliu Maniu. Această aglomerație, în momentul în care noi vom putea ieși în centură și în autostrada de centură și din Bulevardul Timișoara și din Strada Liniei și din Giulești, în momentul ăla toată această presiune se va lua de pe Iuliu Maniu și o să avem mult mai bune de transport. Cam bun, dar toate lucrurile astea, spuneți, trebuie începute de la zero, cumva. Adică n-a existat ceva, vreo sămânță plantată de fostă administrație în legătură cu asta. De toate lucrurile astea se cresc de acum, da, exact, începând. Da, și tocmai de aceea asta a fost și dificultatea pe care am avut-o cu Comisia Europeană. Comisia Europeană, după cum știți,
a existat o hotărâre a Curții de Justiție a Uniunii Europene care a condamnat România pentru poluare fără să-i dea amenzi. Și în corespondența pe care avem cu Comisia Europeană, ei ne spun, spuneți-ne care sunt măsurile imediate pe care o să le luați. Și noi, din păcate, tocmai pentru că nu există proiecte care să fie gata începute, nu prea putem să le spunem mare lucru. Ne-am spus că s-a dat drumul la metrou din drumul Taberei. O să le spunem că facem acest parteneriat cu polițiile locale ca să, în fine, să vedem unde sunt surse de poluare, de gropi de deșeuri și așa mai departe. O să ne mai spunem că este în lucru șoseaua de centură și autostrada de sunt în lucru șoseaua de centură și autostrada de centură. Și mai mult de atât, de cerem răbdare ca să apucăm să facem proiectele astea mari de care vă spun. Și între timp, noi ne-am început și anul ăsta ca și anul trecut, respirând niște noxe în zilele alea liniștite în care n-ar fi trebuit să se întâmple nimic, Crăciun, anul nou și așa mai departe, aer curat, cristal, fără activitate economică, ce să vezi, în continuare aceleași fumuri la propriu care inundă orașul de undeva și nu știm în continuare de unde. Da, parte din parteneriatul pe care o să-l avem cu Ministerul Mediului constă și în, și asta s-a angajat și n-are rost să dublăm munca, s-a angajat să extindă rețeaua de monitorizare a calității aerului, ca să vedem de unde. Un lucru pe care o să ne-am angajat deja în scrisurile pe care le-am scris pentru Comisia Europeană este să refacem cu o mare firmă internațională un studiu de privind calitatea aerului în București. Ultima a fost făcut la nivelul anului 2014-2015 cu date din 2013, ceea ce evident că nu mai corespunde cu realitatea zilelor noastre. Facem și un incinerator de deșeuri între timp, înțeleg? Există și, o să vă spun asta, există, se mai întâmplă, nu vreau să scuz în niciun fel tot ce se întâmplă în București și în Ilfov, dar există și zile în care avem ghinion, când nu există mișcări de curenți de aer și cumva toată poluarea care se produce în București rămâne la suprafață. Asta se... Unele din... Bineînțeles, există foarte multe lucruri de făcut pentru calitatea aerului, dar se întâmplă ca în unele zile explicația să fie din această lipsă de curenți de aer care să facă poluarea care se produce. S-a dat vina și pe felul în care se încălzesc cei din București sau din jurul Bucureștilor, inclusiv prin centralele astea, nu doar prin încălzire, știu eu, cu lemne sau de altă natură. Și n-am uitat, bineînțeles, de frigul din case și de termoficare. Ne întoarcem la ele imediat, dar pentru că eram la povestea asta cu poluarea, cu marii poluatori și cu deșeurile. Cum rămâne cu proiectul acela al marelui incinerator de deșeuri la nivelul asta capitalei? Asta o să avem o mare dezbatere publică în cursul lunii februarie. Deci, dincolo de probleme curente, financiare și așa... Cred că vă dați seama ce fior stârnește asta, nu? Deja la câte gropi de gunoi sunt și ce efecte au sau le bănuiește lumea, ideea unui incinerator lângă sau în București e probabil dătătoare de fiori. Deci, dincolo de problemele curente pe care noi le avem acum, cele mai mari trei provocări pentru mandatul ăsta sunt locurile de parcare, termoficarea și deșeurile. Deci, din nou, în ceea ce privește politica de deșeuri, suntem în situația în care nu s-a făcut nimic în ultimii ani. Avem trei mari gropi de gunoi, din care două sunt, una e închisă, una e aproape închisă și nici a treia nu se simte prea bine. Da. Și atunci avem niște bani pe care, peste 200 de milioane de euro, pe care putem să-i absorbim în mecanismul 2014-2020, ceea ce înseamnă până în 2023. Proiectul care s-a depus conținea incineratorul. O să avem o mare dezbatere pe acest subiect în cursul lunii februarie, să vedem care este soluția pe care, către care o să mergem. Dacă nu o să avem incineratorul, sper să putem să folosim banii care ne sunt deja alocați,
cel puțin pentru fazele anterioare, adică pentru colectare selectivă și toate mecanismele de procesare, astfel încât cantitatea care merge undeva, fie la groapă, fie la incinerator, fie la altă formă de distrugere, să fie cât mai mică. Bun, ne întoarcem la termoficare, ziceam. Săptămâna asta a adus un alt episod, iarăși blocuri din sectorul 2, din sectorul 3, la fel rămase fără căldură și apă caldă, mereu crapă ceva pe undeva, spuneam, și probabil că e de așteptat ca odată cu înghețul ăsta câteva zile să mai crape niște lucruri. La ce trebuie să aștepte bucureștenii? Cum să treacă? Care e strategia în momentul ăsta? Se face într-un loc, se surpă în altul? Bun. Vreau să spun foarte clar la început. Întreaga responsabilitate pentru ce se întâmplă iarna asta aparține fostei administrații. Și există un indicator foarte, foarte clar. Ceea ce e foarte ușor de înțeles. Cu cât ai găuri mai multe, cu atât trebuie să pui în instalație mai multă apă. Și există un indicator care măsoară câtă apă se pune în instalații. La nivelul anului 2016, cantitatea de apă care trebuia introdusă în instalație era de 800 de tone pe oră. La nivelul anului 2020-2021 acum, cantitatea de apă pe care trebuie să o introducem în rețea este de 2500 de tone pe oră, adică de 3 ori mai mult, adică avem de 3 ori mai multe găuri. Asta înseamnă că riscul de avarie este mai mare, logic. Și că pierderea de agent termic este și ea mai mare. Acum știți suntem cum e administrație, e condusere dumneavoastră. Fosta administrație o fi de vină, actuala administrație sunteți însă dumneavoastră. Da, da. Și eu pot să vă spun ce am făcut în aceste... E imposibil să repari în luni de... Adică lucrările de reparație nu pot să fie făcute când ai un sistem la limită, cum este sistemul pe care îl avem noi. Nu poți să faci înlocuiri de conductă iarna. Pentru că există niște rute alternative, așa numitele bypass-uri, numai că vei pune pe ele așa de multă presiune că sigur vor crăpa. Deci nu e ceva ce putem să facem, nu e ceva ce putem să facem iarna, ce putem să facem și eu spun acum exact ce am spus în campania electorală. Am spus în campania electorală o să avem o iarnă grea, mai grea decât cea dinainte, tocmai din cauza acestor pierderi. Tot ce putem să facem este să intervenim la avarii cât mai repede, să comunicăm eficient, adică să răspundem la telefon, ceea ce facem. Ce am reușit eu să fac în 2 luni și jumătate de mandat a fost să obțin finanțare pentru intervențiile ulterioare. Deci am făcut 3 lucruri importante. 1. Am semnat contractul pentru 300 de milioane de euro pe care din care vom începe să lucrăm încă din vara asta. Am obținut includerea în PNRR a încă 200 de milioane de euro. Banii ăștia împreună vor ajunge să schimbăm o treime din rețea și am obținut de la guvern printr-un mecanism de compensare financiară 320 de milioane care a făcut ca datoriile noastre către Elcen să fie reduse semnificativ și a făcut ca Elcenul să fie aproape de ieșirea din insolvență. Ieșind Elcenul din insolvență, are la dispoziție alte sute de milioane de euro pentru a-și moderniza centralele. Deci este un proces în curs pentru niște probleme care au fost neglijate ani de zile, dar realmente neglijate și subfinanțate. Și în sfârșit cred că suntem în momentul acesta, în momentul cel mai de jos al sistemului de încălzire centralizată din București. Și acum apare întrebarea de ce fost administrație n-a recurs la același mecanism financiar, că n-a vrut, că n-a dus-o capul pe fost administrație, că nu a avut interesul sau... Că știți că o să apară întrebarea asta inevitabil. Acum, în virtutea prieteniei pe care o menționam mai devreme, guvernul, iată, satisface toate aceste nevoi. Și Gabriela Firea a spus în mai multe rânduri lucrul ăsta. Guvernul mă sabotează. Îmi spunea asta și când era Viorica Dăncilă premier, de altfel. Noi am fost la masa asta în campania electorală din 2016 cu fostul primar, cu doamna Firea și cu domnul Cătălin Predoiu, care e candidat și dumnealui la primăria Capitalei. Și în 2016, toți candidații la primăria Capitalei spuneau vom lua 300 de milioane de euro bani europeni.
Unul dintre noi a câștigat, Gabriela Firea, și n-a fost în stare să ia banii ăștia. N-a ținut de guvern, n-a ținut de nimic. Pur și simplu trebuia să scrie niște proiecte prin care să atragă acești bani europeni. Ce a făcut în schimb? În toamna lui 2016 a adus Radetul în insolvență. O companie în insolvență nu poate să atragă bani europeni. Insolvență care s-a prelungit pe 3 ani până în 2019, când Radetul a intrat în faliment. Deci au fost 3 ani pierduți în care noi puteam să accesăm bani europeni și n-am făcut-o. Când a intrat, eram consilier general atunci, când a intrat Radetul în insolvență, pe stenograma ședinței de Consiliu General, am spus în 3 ani Radetul va intra în faliment și în toți acești 3 ani nu o să luăm niciun ban european și iată că asta s-a întâmplat. Bun, iar concluzia pentru bucureșteni este că dumneavoastră vă veți căzni să reparați, să umpleți așa o gaură de la Schweizer, uh-huh, și să se deschidă în altă parte, adică tot ce pot să spere este că vor avea pană de apă caldă și căldură pe rând. Nu, în anumite cartiere, nu mereu aceeași, undeva se va interveni prompt, dar va crăpa în altă parte. În această iarnă, în cursul anului 2019 am avut 1700 de avarii, asta înseamnă o medie de 5 pe zi, înseamnă că în cursul acestei ierni, pentru că iarna sunt mai multe avarii decât vara, logic, în cursul acestei ierni vom avea 6, 7, 8 avarii pe zi. E pură matematică, nu se poate altfel. Ce v-am spus eu? V-am spus că și vreau să dau un semnal de responsabilitate. Sistemul, adică, sunt conștient că lumea suferă de frig. Nu e plăcut deloc să n-ai apă caldă, dar minte să n-ai căldură când e o zi de iarnă. Însă, sistemul centralizat de încălzire termică este, din punctul de vedere al protecției mediului, cea mai corectă soluție. Ar fi o nenorocire pentru un oraș și așa poluat cu copii care suferă de boli respiratorii, cu persoane vârstnice care mor din cauza bolilor respiratorii, să ne punem fiecare centrală de apartament. Deci trebuie singura soluție, nu avem de ales ca să tranșăm subiectul. Singura soluție pe care o avem, și ăsta e și motivul pentru care Uniunea Europeană ne dă banii ăștia, este să refacem sistemul centralizat și deja avem bani pentru o treime din el. Deci suntem în direcția bună, trebuie doar să avem puțină răbdare. Iarna viitoare va fi mai bine, peste încă o iarnă va fi mult mai bine decât acum. Bun, câteva cuvinte la final, domnule primar general, despre companiile astea care au subt foarte mulți din banii despre care vorbeați, că de la buget nu s-au dus în proiecte, s-au dus inclusiv în plata salariilor și atât la anumite companii, care n-au produs nimic decât că au încasat salarii. Primăria a virat salarii fără ca aceste companii să producă mare lucru. Da. Când scăpăm de ele sau de care dintre ele scăpăm și când? Este voința mea și a Consiliului General de a închide aceste companii. În primul rând, există STB pe care nu-l putem închide pentru că este sistemul nostru de transport public. Există termoenergetica, fostul Radet, care este sistemul nostru de încălzire centralizată, și mai există energetica, care este un fel de satelit al termoenergeticii și care o să rămână de asemenea. Toate celelalte vor fi închise. Bineînțeles că nu poți să faci în momentul în care aceste companii au anumite contracte de lucrări. Sunt niște proceduri prin care trebuie să duci, nu poți să lași un spital fără pază, nu poți să lași stadionul Arena Națională fără mentenanță, deci e un proces administrativ de înlocuire a acestor servicii care sunt mult mai scumpe prin companii, dar există voința mea și a Consiliului General, a majorității din Consiliul General, de a închide aceste companii. S-au făcut niște pași, s-a numit o comisie specială pentru a monitoriza aceste companii, adică procesul de închidere. S-a numit adunarea generală, se va numi în curând Consiliul de Administrație și Consiliul de Administrație al fiecăruia dintre aceste companii va lucra pentru închiderea lor. Adică, practic, noua administrație pune acolo niște oameni a căror misiune e să le desființeze. Cam asta exact. E ideea. Da, exact. Asta este mandatul, scrie în hotărârea de Consiliul General, mandat expres de închidere a companiei.
În câteva momente o să stăm de vorbă cu Michael Horodnicianu, este consilierul dumneavoastră pe probleme de management al traficului. Da. O să ne explice domnia sa cum a reușit să fluidizeze traficul în metropola New York în câteva momente. Vreau să vă întreb ce așteptări aveți dumneavoastră de la el punctual, să zicem așa, în colaborarea asta care o să înșurubăm cumva cele două segmente astăzi seară. Vă rog. Bun. Bucureștiul are niște probleme de trafic pe care le-a, și în general de mobilitate, pe care l-au avut mari orașe din Europa Occidentală și din America în urmă cu 20, 30, 40 de ani. Și pentru aceste probleme s-au dezvoltat soluții care au fost între timp și teoretizate. Pe scurt, oamenii și mai ales mari experți cum este domnul Horodnicianu știu ce să facă, pentru că au văzut asta acum 10, 20, 30 de ani în alte orașe și știu doar să aplice soluțiile. Asta este motivul pentru care am început această colaborare. Mulțumesc foarte mult, domnule primar general. Cu Michael Horodnicianu, în câteva momente, vorbim despre cum ar putea fi fluidizat traficul în București și nu numai, de altfel că poate împrumutăm modele din astea în alte orașe aglomerate ale României. Rămâneți cu noi! Da, continuăm la actualitatea cu o prelungire, dacă vreți, a discuției de mai devreme cu edilul șef al Capitalei. Bucureștiul a ajuns în 2020 a patra cea mai aglomerată metropolă europeană, potrivit TomTom Traffic Index, raport care detaliază situația traficului în sute de orașe de pe glob. Expertul care s-a ocupat de traficul și de transportul public din New York, reușind să reducă aglomerația de acolo, va da o mână de ajutor pentru descongestionarea Bucureștiului. Ne-a spus asta primarul Nicu Șordan încă de la începutul mandatului său. A repetat-o, iată, acum câteva minute. Noi stăm de vorbă chiar acum cu Michael Horodnicianu, expert în managementul traficului. Bună seara și vă mulțumesc foarte mult! Bună seara! De unde ar trebui început, practic, domnule Horodnicianu, cu un oraș atât de haotic cum e Bucureștiul? Este o întrebare bună. Practic, acest caos al traficului s-a creat în timp și spațiu. Nu este ceva nou, dar a durat timp, pentru că eu încă mai am amintiri bune de traficul din București, când mă foloseam de bicicletă ca să pot să merg dintr-un loc într-altul. Practic, toată ideea care a fost, din premisa din care am plecat, este că, într-adevăr, se poate face ceva ca Bucureștiul să poate să funcționeze mult mai eficient decât funcționează astăzi. Mă uit chiar la traficul, paralel cu poza mea, este o traficul care îl văd, care într-o direcție este totalmente blocat. Da. Și ideea este cum se poate rezolva această problemă în cel mai eficient mod, fără ca să fie o mare investiție în capital. Și totul este de a face un management al traficului mai bun decât este făcut astăzi. Și asta se poate face prin investiții relativ minore, dar care se uită la tehnologie și la felul în care se pot face anumite lucruri. Dumneavoastră vă arătați acum o poză a unui străzi, nu știu ce stradă este, în care e clar că într-o direcție traficul e totalmente ambuteiat, da, pe când în direcția opusă e un trafic relativ minor. Și asta face parte una de ideile care ar trebui să fie de fapt adoptate, în care traficul în direcția care nu este folosită în timpul respectiv se poate să acomodeze trafic, de fapt transport public pe o linie specială care să poate să meargă în aceeași direcție cu traficul care îl vedem, acum aglomerat, și în care orice transport public care este acolo, de fapt,
nu are niciun avantaj, că călătorește la aceeași viteză ca restul traficului, care de fapt este ceva totalmente inacceptabil. Da, mai devreme, domnule Horodnicianu, când vorbeați de management computerizat și asta care se poate face lucru, care se poate face cu o investiție relativ mică, noi obișnuim să spunem că avem semaforizare computerizată în capitală. E clar că e ceva în neregulă, o vezi cu ochiul liber, sunt porțiuni de drum unde numai management nu pare să fie. Funcționează total anapoda acele semafoare. Este un moment în care, în momentul când capacitatea a liniilor de a benzilor de transport este să ajunge la capacitate, practic chiar dacă ai un sistem de semafoare computerizate, nu necesar ajută. Dar în cazul ca să se poate face o să spunem așa, o micșorare a traficului. Sunt tot felul de alte metode în care transportul public trebuie să devină competitiv cu transportul automobilelor. Și asta este ceva care se va întâmpla în timp și spațiu, dar e nevoie de a crea un sistem de administrație a traficului în așa fel încât să dea prioritate la transporturile publice și în același timp să, în felul ăsta va deveni mult mai competitiv și va lăsa oamenii vor trebui de a se folosi cu transport public. E nevoie în același timp în două lucruri. Într-un fel este provizion de să dea posibilitatea oamenilor să parcheze în anumite locuri la distanță, unde vor fi captivați, vor putea parca acolo și de acolo să vină cu transport public. În felul ăsta se va micșora numărul de automobile care vor veni. Probabil că aici ai de lucrat foarte mult și la mentalitate, că știți cum e, toată lumea vrea să pătrundă până în mijlocul orașului și eventual să lase mașina parcată undeva unde nici măcar nu plătește, cu o roată pe o bordură, pe niște, pe lângă piloni. Asta am observat, când am fost în București ultima dată, am observat asta, că e o competiție între pietoni și mașini, exact. Cine se folosește de trotuar întâi. Care este ceva care trebuie schimbat. În momentul când aceste conflicte există, ca să se micșoreze numărul de trafic în oraș, sunt anumite metode de a promovare a transportului public care trebuie făcute în același timp în orașe ca, exemplu, fiind Londra, există ceea ce se cheamă congestion pricing, adică deoarece e congestie, anumite ore și chiar în anumite locații costă mult mai scump ca să intri în aceste locuri cu mașină particulară. Și în anumite locuri nu se poate intra deloc. New York-ul la ora actuală ar fi fost în această poziție la fel ca Londra, cu singura deosebire este că această pandemie care a venit a oprit acest proiect care și în New York urma să fie introdus în centrul orașului pentru a nu lăsa mașini să intre. Sunt multe lucruri de făcut. Nu mai avem timp, din păcate. Vă mulțumesc foarte mult și sper să ne mai povestiți și cu altă ocazie despre planurile astea. Cu siguranță, cum ziceam, pot fi aplicate nu doar Bucureștiului, probabil, ci și altor orașe mari din țară. Mulțumesc foarte mult încă o dată. Silviu Mănăstire, dosar de politician, imediat.